Mă cheamă Brâncușescu și Nicolae, locuiesc la D2. Cer, revendic drepturile pe care Guvernul României și statul român le-au pus în aplicare, pe care Consiliul Județean Brancea, domnul Oprușan cu domnul primar Niseilă, numele ia înseamnă. M-au pus la plata unor bani pe care nu trebuie să-i dau, conform legii, pe care legea nu este valabilă pentru mine, ci este valabilă pentru puturoși și cei care stau degeaba. Pe mine nu mă ocrotește, eu n-am niciun reprezentant să mă reprezinte ca handicap, ca handicapat. Am fost la gară, am depus o cerere pentru jurist, am dreptul, prin lege la jurist, a zis o la asta acolo, am dat numărul de telefon, n-am primit niciun răspuns să mă cheme juristul, stau de vorbă cu dumneavoastră. Să aduc acte dovedintoare. Am acte dovedintoare că a venit anchetă socială din 10 martie, acasă, mi-au făcut ancheta socială, pot să vă dau, așa, eu am dreptate 99,9%, ce spune ancheta socială, semnată de dumnealor, așa, și domnul primar cu restul consilierilor sau cine mai este, nu mai am seamă. Pe ce este valabil în țara asta? Cer și eu un drept la... Așa, i-am făcut o scrisoare deschisă domnului Misail acum o 2 luni de zile prin ziarul de Vrancea, pe care n-am primit niciun răspuns. Se poate dovedi la arhiva dumneavoastră că este acolo. Așa. N-am avut din banii pe care mi se impută, n-ar fi trebuit să plătesc nimic. Dacă unii au 4-5 camere fără contracte, fără nimic, și nu plătesc apă, nu plătesc căldură, nu plătesc nimic, mie, de ce mi-au pus banii ăștia în cârcă? Întreb și eu ca un prost care sunt, așa, de ce mi s-au pus? Alții au 4-5 camere. Că au copii, ia copiii în brațe și vin la primărie. Nu! Eu vin cu două picioare care nu le am și cu o cârjă. Cu asta vin eu. Și cu legea în mână, cu care nu se aplică. În rest n-am cu ce veni, doamnă.